Bună seara, stimații telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune sub genericul Cu ochii pe tine. Stimații mei, astă seară avem minunatul prilej să, ca invitatul nostru de onoare aici în platoul televiziunii, pe doamna economist Denisa Iacob, director Centru Apia. Stimată doamnă, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara, domnule profesor, cu drag de fiecare dată. Da, și am observat treaba aceasta. Stimații mei, astăzi vom dezbate o temă extrem de importantă, pentru că foarte multe telefoane primim și în controlele pe care noi le efectuăm și activitățile, acțiunile noastre din teritoriu, le întreabă fermieri mai puțini, cei cu posibilități mai mari, cei care sunt bine ancorați în glia strămoșească, dar sunt foarte mulți oameni simpli din mediul rural care ne întreabă ce înseamnă Apia, care este sprijinul Apia, de unde a venit acest ajutor al guvernului respectiv al Ministerului Agriculturii și așa mai departe. Deși noi am mai dezbătut această temă cu ceva timp în urmă și toată lumea a fost mulțumită, mai ales că am descifrat, să spunem așa, ceva și în ziarul nostru, ziarul de Vâlcea, și toată lumea a fost mulțumită. Nu știu de ce mai există lucruri de neînțeles, sunt lucruri care nu sunt pe înțelesul tuturor, nu știu de ce. Este un lucru pe care încă noi nu l-am realizat. Dar sperăm, stimații mei, că împreună cu doamna directoare la această emisiune se vor pune niște probleme la punct, pentru că nu este greu să rezolvi această problemă, nu mai cerem seriozitate, cerem punctualitate din partea fermierilor, din partea oamenilor care au ceva posibilități materiale din mediul rural și să fie foarte atenți la această emisiune, pentru că noi ne facem datoria ca întotdeauna să mai reluăm această emisiune și acest gen de emisiuni de mai multe ori, pentru că s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră, dintre abonații televiziunilor naționale și locale, să fie plecați, să fie la servici sau să aibă alte preocupări. Și noi dăm posibilitatea acestor telespectatori să fie prezenți și să realizeze exact ceea ce discutăm noi în această oră din transmisiune în direct din platoul televiziunii Etalon. Ce mai faceți, doamnă? Bine? Cu sănătatea? Mulțumesc, bine. Familia? Și familia. Salutăm pe această cale întreaga familie, în frunte cu domnul inginer, cu soțul doamnei și cu cei doi copii, iată, doi copii minunați în clasa 4-a și în clasa 10-a, succes la carte, dar știu că aveți succes pentru că sunteți copii foarte, foarte buni. Dumneavoastră vă văd în alertă continuă, aveți mult de lucru. Așa este, în această perioadă s-au finalizat controlele pe teren, colegii mei lucrează intens pentru introducerea rapoartelor pe teren și efectuarea controlelor administrativ în vederea pregătirii pentru a începe plata. Data avansului, da, care începe este în 15 octombrie. Da. Chiar sub acest generic, stimații telespectatori, colegul nostru o să afișeze imediat tema dezbaterii noastre, finalizarea controalelor efectuate de către APIA în teritoriu, o temă extrem de interesantă. Am spus-o mai la urmă această temă, am anunțat-o, pentru că doamna directoare are foarte multe lucruri de spus și o să purtăm împreună un dialog constructiv care suntem convinși că o să vă placă. Doamna directoare, să începem cu începutul, așa cum am început și în edițiile, în emisiunile precedente, când dumneavoastră ați avut amabilitatea totală și disponibilitatea să fiți prezentă și să spuneți prezent la invitațiile noastre.
Ce înseamnă APIA, ca să înțeleagă toată lumea? Deși toată lumea cunoaște, dar zic eu că mai sunt oameni care nu înțeleg ce înseamnă APIA. Așa este. APIA înseamnă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Este o structură a Ministerului Agriculturii care derulează fonduri europene pentru susținerea agriculturii. Nu sunt sume foarte mari, că probabil unii fermieri s-ar aștepta că sumele sunt foarte mari și din această cauză... Să curgă miliardele. Exact, nu prea le convine ca să vină să își declare suprafețele, considerând ei că dacă își declară, atunci APIA are vreun drept asupra terenului lor. Nu, APIA oferă, acordă aceste subvenții oamenilor și fermierilor care își îngrijesc și își întrețin terenurile. Am înțeles. Nu sunt alte condiții. Nimeni nu le pune condiții. Toată lumea are doar drepturi. Nu, ai drepturi, dar ai și obligații ca și fermier. Da, bineînțeles. Această structură, stimată doamnă, această structură organizatorică, când a luat ființă și cine a fost inițiatorul, inițiativa, de cine a aparținut? Pentru că toată lumea, în marea majoritate a românilor, sunt foarte mulțumiți din intervențiile, din interviurile pe care le-am obținut pe teren, le-am întreprins pe teren, toată lumea este mulțumită. Care a fost... Agenția este înființată la nivelul Comisiei Europene și atunci în fiecare țară există o structură APIA. Iar 42 de centre județene, da. Este și centrul județean Vâlcea, iar în centrul județean Vâlcea, în afară de birourile din centrul județean, avem încă 6 centre locale, care sunt la Bălcești, la Drăgășani, Horezu, Băbeni, Brezoi, Râmnicu Vâlcea. Localitățile mari ale județului. Da, da, da. Am înțeles. În ce an a fost înființată? Ea a fost înființată în anul 2004, însă doar din 2007 cererile acestea de subvenții au fost preluate. Până atunci s-a lucrat la Registrul Fermelor. Au fost adunate informații pentru că trebuiau în 2007 toată lumea să își depună aceste cereri și să solicite subvențiile. Deci a fost o inițiativă foarte bună, benefică pentru toată lumea și toată lumea este mulțumită. Exact cum spuneați dumneavoastră, s-ar putea să mai existe voci, glasuri venite din teritoriu, sosite din teritoriu, că APIA ar avea drepturi și ia terenurile sau cam așa ceva. Așa este. Ăștia sunt niște paliative, niște vorbe aruncate în vânt de pomană. Obligația este, exact cum spuneați dumneavoastră, ca terenurile să fie lucrate, să nu fie lăsate în paragine. Asta este... Da, ele trebuie menținute în bune condiții agricole și de mediu. Așa sunt normativele. Terenurile care se declară și pentru care se obține subvenție trebuie să îndeplinească un prag minim de eligibilitate, adică să fie ferma de minim un hectar. Sunt mulți cei care au terenuri sub un hectar și bineînțeles că mă gândesc că ei sunt și nemulțumiți, dar aceasta este legislația. Toată lumea care are de la un hectar în sus este îndreptățită să solicite aceste subvenții. Acest hectar prin cumulare? Prin cumulare, prin este cumulare. Format din parcele de minim 3.000 de metri, iar viile și livezile pot fi parcele și de 1.000 de metri. Am înțeles. Anul acesta este un an, a fost un an mai dificil, doamna directoare. Așa este. Seceta care ne-a nenorocit, virusul acesta care într-adevăr a căzut pe capul locuitorilor acestui pământ, terei, să spunem așa, ca să înțeleagă toată lumea, a zdruncinat din temelii întreaga orânduire, întreaga așezare. Toate structurile organizatorice au fost cutremurate de această epidemie. Spuneți-mi, vă rog, seceta, cum se poate acoperi? Cu ce putem să venim ca să venim cu un antidot puternic să anulăm, să
anulăm această secetă care, iată, a venit peste agricultura românească, peste pământurile atât de fertile ale acestor ținuturi carpato-danubiano-pontice și, iată, a venit seceta tocmai în această perioadă. Care e părerea dumneavoastră ca specialist? Așa este. Din păcate, la nivelul țării au fost înregistrate mari suprafețe afectate de secetă. Din fericire, să spunem, în județul Vâlcea nu a fost de asemenea amploare ca la nivelul țării, dar au fost suprafețe afectate. Într-adevăr, irigațiile ar fi o soluție, însă o variantă de a ajutora. O variantă de a ajuta fermierii. În fiecare an se constată o mărire a suprafețelor irigate. Asta este un lucru îmbucurător pentru toți fermierii. La nivelul județului Vâlcea, cum v-am spus, nu au fost suprafețe mari afectate de secetă. Da. Doamna directoare, din emisiunile urmărite la nivel național, prin televiziune naționale, și am preluat și noi câteva emisiuni, bineînțeles, adaptate la strategia, la locurile din județul Vâlcea, o zonă subcarpatică, aici sub sprânceana Carpaților Meridionali, dealuri multe, mai puțin partea de sud a județului, unde predomină locurile mai întinse, câmpiile. Spuneți-mi, vă rog, aceste zone puternic împădurite, cu păduri deosebit de frumoase, de atractive, bogate în conifere, în toate speciile respective. Dar în afară de acestea, sunt și zone pomicole foarte puternice. Acum, de ce nu mai avem așa ceva, doamna director? Iată, mărul anul acesta a fost la înălțime, cantități enorme. Chiar îmi spuneau oamenii, domnule profesor, filmați aici să vedeți ce suprafață întinsă, calci pe mere, dar prune nu au fost. Din ce cauză? Unele fructe din abundență, altele mai puțin, altele deloc. Care să fie cauza, doamna director? Da, așa este. În agricultură e, din păcate, o loterie. Dacă terenurile nu sunt muncite și nu sunt întreținute și vorbim de cultura prunului, plantațiile sunt îmbătrânite, cu mult îmbătrânite și normal că nu mai dau randamentul scontat. Atunci și totuși am constatat că tinerii se reîntorc la terenurile agricole și reînființează plantele. Revin din străinătate, exact. Au văzut că acolo nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Reînființează plantațiile pomicole, care, bineînțeles, necesită o anumită perioadă de timp pentru a intra pe rod. O să vedeți că și eu am speranța că în 10 ani din nou vom vedea, așa cum am spus dumneavoastră și ați menționat, plantațiile pomicole la înălțime. Da. Cum vi se pare cultura viței de vie în zona respectivă? Vorbim de zona Drăgășani, vorbim de localitățile din nordul și din sudul municipiului Drăgășani, din est și din vest, dar mai mult din partea de vest și nord și sud a municipiului Drăgășani. Cum vi se par? Care e părerea dumneavoastră? Am cercetat tot la fel, pentru că noi avem viticultori care au proiecte și la fir și la noi sunt. Și să știți că cultura de viță de vie și de recolta a fost la înălțime anul acesta. A fost bună. Asta feedback-ul am de la viticultori, că a fost la înălțime. Da. Asta este un lucru bun da, și... Da. Și ploile căzute în ultimul timp chiar i-au ajutat foarte mult. O veste bună pentru toți fermierii, pentru toți care se ocupă de cultivarea, de cultura viței de vișii. Viței de vie, da. Este foarte bună. Ce fac fermierii noștri cu aceste cantități enorme de mere, doamna directoare? Păi, sunt multe posibilități. În primul rând, am înțeles că sunt și depozite în zona Copăceniului. Nu știu dacă au contracte cu mai mulți fermieri.
pentru a le depozita pentru iarnă. Asta e una. Apoi pot fi mers la prelucrare. Gemuri, marmeladă și apoi, suică, bineînțeles, suică, la alcool. În industria, la alcool, care nu va lipsi. Da, da. Deci sunt mai multe posibilități. Exact. Mai multe posibilități. Multe, da. Da. Din acest punct de vedere, dumneavoastră care stați în... lucrați în miezul problemelor și cunoașteți absolut tot ceea ce se întâmplă și la minister, care sunt recomandările, direcțiile de acționare, acțiunile respective, mai ales, așa cum când am venit să vă invit la această emisiune, aveți o brigadă de control de la minister. Apropo, doamna directoare, cum a rămas, care sunt concluziile acestei brigăzi de control? Sunt convins că au plecat fericiți și mulțumiți, că au găsit numai lucruri bune. Dar vreau ca telespectatorii noștri și în mod special fermierii să afle de la dumneavoastră. Rezultatele controlului, bineînțeles, că au fost pozitive. Niciodată nu trebuie să ne temem de un anumit control atâta timp cât toate regulile sunt respectate în orice instituție. Da, un da. Control este constructiv de fiecare dată. Colegii mei, ca și ai celorlalte, de la celelalte instituții, sunt convinsă că fiecare își asumă responsabilitatea pentru ceea ce face. Și atunci nu are decât să iese bine la un control. Da, numai, da, și pe alte surse am aflat că ați ieșit foarte, foarte bine. Da. Vreau să sunteți prin natură și că eu vă cunosc foarte bine, foarte modestă și niciodată nu a spus, dom'le, noi am ieșit extraordinar pe locul întâi pe țară, dar din alte surse am auzit și aici la redacția noastră a televiziunii, dar și la ziarul nostru, ziarul de Vâlcea, că ați ieșit foarte bine și asta este un lucru foarte, foarte bun, benefic pentru agricultura vâlceană, pentru toți fermierii, pentru toți vâlcenii care se ocupă de acest segment deosebit de important al vieții sociale. Pentru că nu este ușor să lucrezi în mijlocul agriculturii, să lucrezi în acest sector deosebit de important care este agricultura. Nu numai la noi în Vâlcea, dar și în întreaga țară. Ce recomandări, stimată doamnă, ați primit din partea, dacă ați primit, din partea membrilor brigăzii de control? Recomandările sunt aceleași. Respectarea legislației în vigoare. Da. Nu sunt recomandări nici asupra instrumentării dosarelor, nici asupra controalelor efectuate, pentru că, bineînțeles, dumnealor când vin, fac un supracontrol, peste ceea ce am verificat noi, au ieșit la fel măsurătorile, deci nu sunt recomandări în nicio direcție decât respectarea procedurilor operaționale pe care noi le avem și a legislației în vigoare. Cum zice românul, cap la cap au dat, nu? Așa este. Asta da. Este bine. Da. Și da. Cred că subalternii dumneavoastră, inspectorii din teritoriu, dacă mă exprim bine, da, așa, da. Au ieșit bine și au fost mulțumiți. Bineînțeles. Îi mulțumim și noi, le mulțumim stimații telespectatori de aici, din platoul televiziunii, tuturor angajaților de la APIA Vâlcea, pentru munca depusă, pentru activitățile deosebit de valoroase, benefice pentru agricultură, care le-au efectuat activitățile în teritoriu și în mod deosebit pentru cei care zi de zi sunt pe teren. Este un mare lucru. Felicitări și noi, televiziunea, dar și ziarul de Vâlcea sunt alături de dumneavoastră și orice problemă care aveți, vă stăm la dispoziție. Nu prin prisma relațiilor foarte bune care există între noi și conducerea APIA Centru Vâlcea, dar pentru această structură organizatorică deosebit de benefică pentru agricultura românească și vorbim de Vâlcea pentru agricultura vâlceană. Cam ce ar mai trebui, doamna directoare, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru îmbunătățirea activității în acest segment deosebit de important? O recomandare aș avea acum de făcut în prag de avans al plăților tuturor fermierilor să își verifice conturile, iar dacă s-au închis
să vină să le reactiveze, să se ducă să le reactiveze, iar la noi să transmită dovada reactivării. Pentru că știm cu toții și am mai spus-o, atunci când se invalidează un ordin de plată, durează mai mult până când se reiau toate procedurile și banii intră în contul actual al fermierului. Am înțeles. Deci asta ar fi una dintre recomandări acum în prag de avans. Deci asta e recomandarea principală, recomandarea de bază. De aici se pornește. Așa este. Așa. Că s-au terminat toate controlele. Până acum am avut recomandări în menținerea tuturor suprafețelor în bune condiții. Da. De acum avem în menținerea contului bancar pe care dumnealor l-au declarat la depunerea cererii. Da. Doamna directoare, iarna bate la ușă, să fim realiști. Da. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, să spunem că totul va fi nemaipomenit de bine. Iată, cei care se ocupă de meteorologie, de stabilirea, de aflarea adevărului ce dă Dumnezeu de sus, oile coboară în luna octombrie, da? Coboară de la munte. Deci cornute mici, cornute mari și celelalte animale. Celelalte loturi. Eu știu, ați spus dumneavoastră un lucru foarte bun, cei care se ocupă de cultura viței de vie, cei care se ocupă de legumicultură. Ce le recomandați sau ce indicații, ce relații s-ar ridica din acest punct de vedere ca ei să-și dea seama dacă au făcut bine în vară, deși vara a fost vitregă cu ei, sau ce trebuie să facă în perioada imediat următoare? Păi, fermierii care au culturi de toamnă sau culturi care trebuie întoarse, atunci ei și-au însămânțat terenurile. Trebuie să le pregătească pentru culturile de primăvară. Ceilalți care au doar animale, animalele sunt la iernat, iar în primăvară din nou pornesc cu ele către munte, dar până să pornească trebuie să-și actualizeze registrul la medicul veterinar. Niciodată, până să plece la munte cu ele, nu trebuie să lase registrul neactualizat, pentru că dumnealor vin apoi și solicită anumite efective la APIA pentru plată, iar la medicul veterinar nu anunță mișcările. Asta fiind o problemă, pentru că se fac verificări încrucișate între ANSVSA și APIA și pot avea probleme și sancțiuni. Deci și asta e o recomandare, ca pe timpul iernii, că tot nu se duc la munte cu oile sau la câmp, atunci trebuie să-și facă ordine în hârtii. Am înțeles. Adică trebuie să se ocupe și de partea intelectuală. Și de partea administrativă a fermei. Nu numai de partea practică, da? Așa este. Și de partea administrativă. Sunt bine în mod armonios și una și alta. Da. Am văzut în teritoriu, stimată doamna directoare, am văzut și am stat de vorbă cu oameni preocupați din acest punct de vedere de care dumneavoastră ați amintit și erau foarte, foarte conștienți. Mi-au arătat un maldăr, ca să vorbim pe românește, un maldăr de hârtii, ce, domnule profesor, trebuie să mă ocup și de asta, și de asta, și de asta. Este un mare lucru. Cu partea veterinară, stimată doamnă, ce recomandări ați face din partea APIA sau recomandările venite în urma controlului de la minister care l-ați avut săptămâna trecută? Da, recomandarea și fermierii noștri o știu pentru că ei sunt înștiințați la depunerea cererii și își asumă că vor merge la medicul veterinar ca să își actualizeze registrul exploatației. Acolo trebuie operată fiecare mișcare care are loc în exploatație. Mortalitățile, nu știu eu că și le-au vândut, ele trebuie operate. Dacă nu sunt scăzute din exploatație, sunt sancțiuni. Și e păcat, pentru că ei muncesc. Da, să-ți bat. Exact. Așa este, aveți dreptate. E păcat ca munca lor să... Da, poate neglijează, poate sunt la munte, să nu anunțe medicul veterinar. Asta a fost recomandarea tot timpul a noastră, pentru că sancțiunile se reflectă în banii pe care ei îi ia
ulterior. Și este mare păcat. Bineînțeles. Și să vorbim pe românește, ciobanii săraci, după ce că dorm de multe ori chinuiți în condiții vitrege, nu au toți condiții cum ar fi o stână unde să aibă, să stea puțin la căldură, să mănânce ceva cald, în sfârșit și oile în jurul stânei cu câinii pe lângă ele și așa mai departe. Dar ce zic, lasă că scăpăm și de vara asta. Lasă că intrăm în iarnă și oile își revin, coboară la șez sau coboară în sat. Cum atacați, cum i-ați combate, ce recomandări le-ați da în această situație delicată pentru unii dintre fermierii care se ocupă de creșterea cornutelor mici, cornute mari, că nu înțeleg, nu își însușesc aceste idei foarte valoroase. Da, recomandarea ar fi că dacă totuși dumnealor nu înțeleg, să ia legătura, nu știu, cu primarul, cu poștașul, să meargă la primărie, cu siguranță îi îndrumă cineva și îi ajută să își pună ordine în hârtii. Cu medicul veterinar, dacă nu au copii, dacă nu au nepoți, imposibil să nu există cineva din localitate care să-i ajute și pe ei. Sunt, într-adevăr, sunt oameni care nu știu decât să muncească. Da, nu știu să citească, nu știu să folosească tehnologia, dar asta nu e totuși un impediment. Totuși, relațiile interumane nu au dispărut. Categoric, aveți dreptate, doamnă. Nu cunosc numerele de telefon de la APIA. Așa da, este. Când ar trebui să cunoască, chiar și cu dumneavoastră, nu pentru este că nicio problemă nu că vă nu supărați. La secretariat sau, eu știu, la birourile de jos, de la parter sau cu inspectorii din teritorial. Și sunt multe, multe metode, multe mijloace de a intra, ar face o colaborare perfectă. Este mare păcat. Iată, stimații telespectatori, lucruri care pot fi îndepărtate și să ajungem la niște direcții foarte bune, realiste, care sunt benefice pentru creșterea animalelor în condiții bune și foarte bune, iar în final, când se trage linia, să spunem, domne, oile mele au dat un randament foarte, foarte bun. Și la carne, și la lână, și la lapte, și așa mai departe. Și toate aceste lucruri, realizări, dacă se respectă recomandările și indicațiile pe care le-a dat doamna directoare aici și colegii domniei dânsei, s-ar putea să avem numai și numai beneficii. O altă recomandare, doamna directoare, cu ce puteți să veniți în această seară pentru telespectatorii noștri, pentru agricultori, pentru fermieri? Eu vă spuneam la începutul emisiunii că acum suntem implicați în primirea cererilor pentru măsura 21, denumită pentru sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor afectați în mod deosebit de criza COVID. Îi rugăm pe toți fermierii care mai sunt de venit, pentru că dumnealor se știu exact care sunt condițiile, colegii mei au luat legătura cu dânsii, să vină să-și depună toate, nu au foarte multe documente de depus, decât de la medicul veterinar o listă aceea exploatației și a registrul exploatației cu animalele prezente în exploatație la 1 iulie, pentru că vorbim de perioada afectată de criza COVID, martie-iulie. Am înțeles. Doamna directoare, o întrebare. Care sunt relațiile între APIA și celelalte structuri organizatorice cu putere de decizie din localitățile județului Vâlcea, având în vedere că în județul Vâlcea sunt aproape 100 de comune, 89, așa 99, este 89. Da, 89 da. De comune. Așa, în mare, cu primărie, cu poliție, cu, eu știu, jandarmerie și așa mai departe. Ce... Așa este. Este o relație deosebită în ceea ce privește relațiile de muncă,
cu toate structurile amintite de dumneavoastră, pentru că toți conlucrăm pentru binele fermierului și în sprijinul fermierului. Așadar, primăriile întotdeauna i-au sprijinit pe fermieri și la timp pentru eliberarea adeverinților necesare pentru depunerea cererilor de sprijin. Întotdeauna poliția, dacă au avut sesizări și noi nu am putut, pentru că n-au intrat în atribuțiile noastre, să facem constatări pe teren, poliția i-a ajutat pe fermieri și au mers și au constatat și, bineînțeles, au rezolvat problemele pe teren. Deci există o colaborare între toate instituțiile. Am înțeles. Ați încercat ca împreună cu conducerile unităților școlare, dar mai mari, nu micuțe, să faceți un fel de întâlnire cu caracter de simpozion sau să un inspector de specialitate de la dumneavoastră sau altcineva să transmită niște lucruri deosebit de valoroase elevilor care sunt mai mari, ca la rândul lor să vorbească cu părinții sau chiar părinții să fie invitați într-o sală de cămin cultural. De exemplu, eu m-aș angaja aici în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor să vă dăm o mână de ajutor ca în localitățile mari. Horezu, Bălceștii, Drăgășanii, Băbenii, Brezoi, Voineasa și așa mai departe, să facem aceste întâlniri și sub formă de transmiterea unor comunicări deosebit de valoroase, așa cum facem noi acum, sau să dezbatem o temă deosebit de valoroasă, repet, mai ales în perioada de iarnă, când fermierul nu are foarte mult de lucru, stă mai mult pe lângă casă. V-ați gândit la această variantă, noi, doamnă? Noi în fiecare an, în februarie, eu și colegii mei... Deci mi-ați luat-o înainte, gata, atunci... În fiecare comună din acest județ se deplasează și ne deplasăm și stăm de vorbă în cadrul primăriilor sau căminelor culturale, pentru că întotdeauna anunțăm unde vrem să fim în loc, atunci când are loc evenimentul, dar în general în colaborare cu primăriile. Și asta vă spuneam, că în fiecare an, în luna februarie, stăm de vorbă cu toți fermierii care vor să fie prezenți. Printre ei sunt și cadre didactice, printre ei sunt și părinți ai viitorilor agricultori, sau, de ce nu, și elevi sau tineri peste 18 ani interesați de domeniul nostru de activitate. Deci evantaiul preocupărilor dumneavoastră este extrem de larg, da, și cuprinde și această și propunere aceasta. Și fac pasul, un pas înapoi și îmi cer scuze. N-am știut, prin modestia dumneavoastră, v-aș ruga de aici înainte, dacă doriți și aveți posibilitatea, un telefon și eu o să fiu și colegii mei lângă dumneavoastră ca să vă sprijinim în mobilizarea nu numai a elevilor, dar a părinților. Cu mare drag, veți fi invitatul nostru. Vă mulțumesc foarte mult. O altă recomandare venită din partea echipei de control, brigăzii de control care a fost săptămâna trecută și a finalizat controlul la Apia, centru Vâlcea. Nu, recomandări altele în afară de respectarea legislației nu am avut. V-am explicat de la început. Da. Nu, n-au fost alte recomandări. Doar astea și, bineînțeles, acum sunt recomandările în contextul crizei actuale de protecție, de distanțare socială, de mare grijă atunci când mergem pe teren și noi și fermierii să fim echipați, să nu... Adică respectarea tuturor recomandărilor, da, venite de sus, de la organele centrale. Exact. Am înțeles. Deci ca peste tot. Ca peste tot. Deci n-a fost o problemă. Nu a fost... Da. Îmi pare bine, doamna directoare, că reprezentanții Ministerului Agriculturii și Apia Centrală au plecat la București, s-au întors la București cu ideea că aici la Vâlcea totul merge bine.
și sunt realizări deosebite și se așteaptă ca, deși anul a fost extrem de greu, vara anului 2020, să așteaptă ca în 2021 să fie, să existe lucruri și mai, și mai bune. Așa este. Asta toată lumea, da. Da. Cam ce ați recomandat dumneavoastră fermierilor, stimată doamnă, acum în ajun de, că vine sezonul rece, cam ce ați recomanda dumneavoastră? Da, asta e o recomandare în privința sănătății, nu neapărat în privința fermelor pe care dumnealor le îngrijesc și le exploatează. Pentru că dacă nu avem grijă de noi, atunci și recolta e lăsată pe câmp și animalele suferă. Pentru că nu mai are putere, nu mai exact, e sănătos să lucreze. Da. Iar dumnealor trebuie să facă tot posibilul în condițiile actuale să nu se îmbolnăvească. Am înțeles. Da. Da. Nu sunt recomandări, pentru că fermierii noștri chiar știu și chiar au înțeles. Cei care colaborează cu noi începând din 2007, știu și am înțeles că toate regulile trebuie respectate, toate obligațiile trebuie îndeplinite. Mai sunt și către unii care nu își mai muncesc terenurile sau zic că lasă că nu ne prinde pe noi controlul. Și tocmai ăia sunt prinși. Și e așa un spirit civic încât nu rămâne niciunul necontrolat sau cu terenul nemuncit, pentru că celălalt vecin imediat face o sesizare și spune care imediat terenul... dă un telefon și spune ia veniți aici că aici e dezastru, nu se face exact, nimic. Exact. Da. E un lucru foarte bun. Da. Ne pare rău că nu avem legături cu telespectatorii noștri, cu fermierii, pentru că am fi foarte mulțumiți dacă printr-un telefon cel care dorește să intre în direct în legătură cu doamna directoare prin intermediul televiziunii noastre ar putea să stea, să vă stăm la dispoziție și să afle lucruri extrem de importante. Poate noi nu am atacat toată gama de probleme, toată sfera, tot evantaiul de activități, dar mai ales de întrebări pe care, în dialogul pe care l-am purtat cu doamna directoare, vroiam să scoatem în evidență lucruri extrem de importante. Dar zic eu că s-au discutat multe lucruri pe care foarte mulți fermieri nu le-au cunoscut până acum și eu sunt mulțumit ca realizator, ca moderator de emisiuni și aș vrea să-i mulțumesc foarte mult doamnei directoare și cu această ocazie și cu ocaziile precedente, când domnia sa, prin prezența și prin felul de a se adresa dumneavoastră, stimați telespectatori, și în mod deosebit locuitorilor satelor și mai ales proprietarilor de terenuri, a venit cu o serie întreagă de recomandări, de indicații foarte precise și foarte benefice pentru viitorul agriculturii românești, pentru viitorul agriculturii vâlcene. Un mesaj, doamna directoare, acum la finalul acestei scurte emisiuni, care ar fi venit din partea dumneavoastră, din partea instituției pe care o conduceți, din partea tuturor colaboratorilor dumneavoastră, angajaților de la APIA? Oricând, pentru orice problemă pe care dumnealor cred sau ar dori să își facă ordine în idei, să sune în fiecare zi între 8 și 4, 16, atât eu cât și colegii mei le vom sta la dispoziție pentru lămuririle de care au nevoie. Să nu ezite nicio clipă, indiferent ce problemă ar avea legată de activitatea APIA, să sune la sediul instituției, cât și la centrele locale. Deci, dumneavoastră nu aveți ușa închisă nu pentru este, nimeni. Iar dumneavoastră este, știți da, lucrul acesta. Da. Eu am fost de foarte mult la APIA, stimații telespectatori, datorită segmentului în care îmi desfășor activitatea ca reprezentant al presei scrise și audiovizuale și întotdeauna am fost bine primit.
nu numai de doamna directoare, ca să ziceți că eu mă dau mare și mă duc numai la capul, la conducere, la capul instituției. Nu. De jos, de la portar, sunt și cunoscut, dar mă duc unde trebuie. Și la inspectorul respectiv, și la, eu știu, șef de servicii, subdirector, director adjunct și așa mai departe. Și sunt foarte bine primit. Și ca mine, toți sunt, să știți. N-am văzut pe nimeni că se întoarce dintr-un birou unde n-am putut, domnule, să intru de la un birou, n-am putut să intru că era ușa închisă sau nu m-a primit sau mi-a răspuns în doi peri. Nu există. Este o relație de colaborare perfectă și găsiți înțelegere perfectă între cel care solicită o indicație, o recomandare și cel care dă aceste recomandări benefice pentru realizări pentru agricultura vâlceană. Doamna directoare, eu vă mulțumesc în numele colectivului redacțional al televiziunii Etalon, al ziarului de Vâlcea. Vă mai așteptăm și altă dată, pentru că, iată, veniți cu lucruri extrem de interesante, benefice pentru toți fermierii vâlceni și sperăm că o să, la anul, o să avem, eu știu, clima să fie mai bună cu noi, să nu fie chiar așa de respingătoare cum a fost anul acesta cu călduri excesive, iar acum plouă. Ce ziceți de ploaia asta? Este bună pentru agricultură, pentru pământ? Da. Este bună, nu? E, dacă spuneți dumneavoastră, înseamnă că este bun, da. Da. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de transmis telespectatorilor. Deocamdată nu pentru seara aceasta, dar pe viitor vă vom ține la curent cu activitatea instituției noastre. Vă mulțumesc foarte mult, stimați telespectatori, ați avut minunatul prilej, minunata ocazie să o vedeți, să o revedeți în platoul televiziunii, dar mai ales să o ascultați pe doamna economist Denisa Iacob, director APIA Centru Vâlcea, ca de fiecare dată a venit în fața dumneavoastră prin intermediul micului ecran cu lucruri extrem de interesante. Iată noutățile de la controlul efectuat de minister. Săptămâna trecută s-a finalizat acest control. Iată indicații, recomandări, sfaturi venite din partea unui om cu multă experiență și vine lângă dumneavoastră cu aceste sfaturi valabile pentru realizări din partea dumneavoastră. Doamna directoare, vă mulțumesc foarte mult. Cu drag, și vă stau oricând la dispoziție. Stimații mei, vă invit pentru mâine seară, tot așa la oră de maximă audiență, la 19:30, directorul de la Direcția Silvică va fi invitatul nostru aici. Sunt foarte multe lucruri de spus, sunt foarte multe lucruri benefice pentru proprietarii de păduri și mai ales, atenție vă rog, pentru cei care exploatează pădurile, care au agregate, care au, eu știu, joagăre, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că sunt unii care nu înțeleg și abuzează în mod constant de această bogăție pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu sau sunt și proprietari de păduri și intră clandestin, intră noaptea, nu sunt supravegheați în mod deosebit, în mod serios și se întâmplă foarte, foarte multe necazuri. Așadar, vă dăm întâlnire mâine seară la ora 19:30. Să aveți în continuare o seară plăcută. La revedere, stimații mei. Mulțumesc, doamna directoare. Cu drag, domnule profesor.